Polițiștii mehedințeni din nou la datorie, aceștia împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți au desfășurat activități informativ-preventive pe linia traficului și consumului de substanțe stupefiante în orașul Orșova. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, aducând în prim plan tinerii care sunt cei mai expuși la traficul și consumul de substanțe psihoactive. Polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității și Poliției Municipiului Orșova, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, au desfășurat activități informativ-preventive pe linia traficului și consumului de substanțe stupefiante în orașul Orșova. Activitățile derulate de forțele de ordine au avut drept scop prevenirea și conștientizarea efectelor consumului de droguri, riscurile la care se expun consumatorii, dar și recunoașterea semnelor consumului de droguri la persoanele vulnerabile. De asemenea, au fost oferite informații cu privire la metodele de prim ajutor în anumite situații de criză cauzate de consumul de droguri, precum și la efectele juridice la care se expun în cazul traficului sau consumului de substanțe psihoactive.